tuturor celor din Zodia Rac sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Rac și bine v-am regăsit la o nouă citire despre iubire, dragoste, relații și așa mai departe. Vom începe cu mesajul din partea oracolului unde avem lăsați să meargă, dați drumul unor sentimente, unor gânduri, unor trăiri pe care le aveți, sunteți înconjurați de multă bucurie și trebuie să zburați lin așa, prin viață, prin relații, prin situațiile pe care le întâmpinați, dar nu țineți cu dinții de o chestiune, ci dați-i drumul, lăsați să meargă, să curgă anumite sentimente, gânduri, vorbe și așa mai departe. Dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul. Haideți să vedem care este energia principală pentru acest interval de timp. Și aici avem un 5 de cupe. Sunteți supărați. Sunt anumite lucruri din trecutul vostru pe este, care nu ați trecut, încă le trăiți intens chiar, iar lucrul acesta vă creează o instabilitate emoțională. Ați vrea o schimbare, ați vrea să fiți fericiți, exact cum vedeți în alte cupluri, situații, nu înțelegeți de ce trebuie să duceți această cruce grea, pentru că aici tare mic, e vorba și de un blestem de familie sau o karmă de familie pe care încă nu ați reușit să o rupeți, să o terminați. Puteți avea de face cu semne de apă, rac, scorpion sau pești. Ia uitați, cinciul de cupe, clarificat de cinciul de cupe, un regret, un val așa de dezamăgire, de nemulțumire pe care îl aveți aici, au căzut mai multe mesaje, le vom lua pe toate. Sunteți încrezători oarecum pentru ceea ce va veni în viitorul vostru. Sunteți hotărâți să faceți progrese, să discutați mai mult sau puteți întâlni o persoană sau ați întâlnit-o deja cu care simțiți că aveți foarte multe lucruri în comun, alături de care simțiți că înfloriți, că deveniți mai bogați, dar aveți o frică de nereușită. Ori există o diferență, ori aveți un proiect cu această persoană ori este, da, este, o diferență între voi și această persoană, deși este o legătură puternică, undeva se pune un stop, fie din partea voastră, fie din partea acelei persoane. Puteți avea de face și cu un berbec, leu săgetător apare aici la voi. Ia să vedem. Multă tentație, multă ispită, legături interesante, dar cred că aici vorbim și de anumite probleme în căsnicii pentru că se discută mai intens în perioada aceasta despre divorț sau apar certuri, ca și cum gata, m-am săturat, hai să ne despărțim dar aici sunt lucruri prea sigure la modul că vorbim de relații menite care vor trece prin niște încercări Haideți să vedem ce aveți pe suflet Judecata ce vă, care este motivul acestei stări? Um, spânzuratul. Aveți două arcane majore. Aici este vorba de căință, de iertare, de a gândi foarte profund asupra unor lucruri care s-au întâmplat în viața voastră. În sufletul vostru, așteptați ca persoana iubită să vină să vă ceară iertare, să se întoarcă către voi sau calea în viața voastră să se elibereze, să se curețe. Iar motivul acestei stări este că voi vedeți lucrurile dintr-un anumit unghi, iar persoana iubită din cu totul și cu totul unghi. și nu ajungeți la un numitor comun, nu ajungeți să împărtășiți aceleași lucruri. Puteți vedea face și cu Zodia Pești, cu Zodia Taur, mi-apare apar, mi un progres foarte lent care aduce o vindecare, o eliberare, o speranță, o împăcare cu persoana iubită. Deci vedeți voi că stările acestea prin care treceți și motivele sunt foarte puternice pentru că nu este o situație pe care o puteți schimba sau modela în vreun fel pentru că este venită de sus, este menită. Se fac pași mici către un succes. Da pentru că veți avea o reușită în dragoste doar că momentan absolut nimic din ceea ce vedeți sau vine către voi nu simțiți că e ce trebuie odată ce vine această veste bună această bucurie veți lăsa în urmă toate supărările regle, regle regretele îmi cer scuze și gândurile acestea apăsătoare pentru că aici vorbim de o pauză într-o relație pe care nu o înțelegeți a venit subit și dintr-o dată văd stabilitate, atâta timp cât veți acorda mai multă atenție unor detalii, unor discuții sau lăsați timpul să le așeze astfel încât să fie bine. E un pic mai greu de înțeles persoana iubită în perioada următoare din câte văd. Ce se va întâmpla între voi? Legile <coughs> de monede. Pe de-o parte vorbim de relații de lungă durată care trec printr-un moment de, stag, nu stagnare neapărat de plictiseală, deci trebuie să se aducă ceva nou în poveste în alte situații vorbim de un interes financiar de o, bogă, de o bogăție, dar materială vorbim și de o dragoste stabilă de lungă durată, deci puteți clădi multe împreună, dar pe alții dintre voi vă văd foarte avantajați în povești care să vă aducă beneficii pe termen lung. Deci nu e neapărat o relație de dragoste, cât împreună puteți obține foarte multe lucruri. Nu sunteți mulțumiți în perioada aceasta. Lucrurile nu merg așa cum v-ați dorit voi. Sunteți foarte mâhniți așa de evoluție, mai ales că aveți de a face cu o persoană destul de încăpățânată, de o neimplicată, care își respectă statutul, care nu se implică cu una, cu două. Puteți avea de a face cu semne de pământ, orfecioară, capricorn, semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de aer, genul balanță vărsător, aveți și o fecioară aici. Este o persoană care își dorește multă singurătate, deși vă iubește. E o persoană care nu și acceptă sentimentele, dar cu toate acestea văd o dragoste puternică, o dragoste, da, mare care vine în viața voastră. Vi se cere un pic răbdare, poate fi tot un semn de apă, rac, scorpion, pești, zodia de sau semn de pământ, orice fecioară capricorn. În momentul actual, în orice fel de relație, v-ați afla că sunteți despărțiți, că sunteți singuri și căutați pe cineva, că sunteți într-o relație complicată. Se vede greutatea care vine în orice legătură amoroasă și testele la care sunteți supuși, da, pentru că nu vedeți nu ajungeți în punctul pe care vi-l doreți, decât prin, trecând printr-un labirint, selectând anumite lucruri, fiind mai atenți la anumite detalii, pentru că văd în dragoste. Deci aici vorbim de sentimente profunde. Ce vrea această persoană cu adevărat? Dacă nu s-a repetat treiul de monede pe poziția aceasta, cred că și la zodiile dinaintea voastră. Ce vrea de fapt să-și crească copilul, poate are copil, să aibă parte de o persoană supusă de care nu prea are parte. Văd o suferință, persoana aceasta nu este vindecată de trecut. Oricât și-ar dori să fie cu voi, suferința aceasta nu o lasă sau nu o lasă în pace. De nu avem zodia pești, taur, pecioară, capricorn și semne de aer, în balanță, vărsător. Dar nu, Momentan nu vrea nimic pentru că încă suferă de după trecut, pentru că o persoană și-a pus amprenta foarte puternic în viața lui sau în viața ei și acum este în căutare, cercetează, cunoaște, dar nu se implică. Deci fiți foarte atenți în ce povești vă aruncați. Ce va, avea, ce va apărea pe neașteptate? După o lungă așteptare, Vine un răspuns, vine o decizie, vine o situație ce a zburat cartea. Să vedem care este mesajul. Informație, să știți, dar vă cere cineva iertare. Vine și se căiește pentru greșelile făcute. Își dorește dragostea voastră înapoi dar vă, uh, vorbește cu voi și după care vă, pune, ne uh, vă lasă să vă gândiți dacă îi mai acordați o șansă sau nu. Voi o să rămâneți fără cuvinte asupra acestui lucru, nu știți ce să faceți, dar vine dintr-o dată, ori vă treziți cu un mesaj, ori vă treziți cu persoana la ușă, pentru că văd și o persoană care vine de la drum lung, ori vă treziți cu un buchet de flori, Uh, sunt niște gesturi de dragoste și văd că persoana aceasta vine mai sigură ca niciodată să o iertați, să o primiți înapoi. Este o situație pe care o așteptați de foarte mult timp, dar ați avut și momente în care nu ați mai sperat că se va mai întâmpla ceva. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!